Bună ziua, sunt Gina Bradea, autoarea blogului Poftă Bună și astăzi vom pregăti împreună somon afumat. Se face foarte ușor, sau nu credeți că este o rețetă dificilă sau extrem de complicată. Se face simplu, avem nevoie doar de câteva ingrediente. Exact la fel se poate face cu orice alt fel de pește mare. Dacă aveți un filet de pește gras, mă refer la crab, somon sau sturion, puteți face foarte simplu această rețetă acasă. Haideți să vedem cum se procedează. Avem un fileu de somon pe care l-am tăiat în două ca să putem jongla mai ușor cu el. Cum procedăm mai departe? Pregătim condimentele. Un kilogram de zahăr. Un kilogram de sare grunjoasă. Coaja de la o lămâie, și o linguriță cu vârf de piper, proaspăt măcinat. Se amestecă totul foarte bine. Ce frumos miroase! Tavă încăpătoare, așezăm jumătate din amestecul de sare cu zahăr, apoi așezăm bucățile de somon. Vedeți cât este de proaspăt. Am scos pe cât posibil toate oasele și acoperim cu restul de sare. Îl lăsăm la rece pentru două zile. Somonul nostru a stat două zile la rece. Îl desfacem. Stând aici, în acest amestec de sare, zahăr, coajă de lămâie și piper, somonul nostru se usucă, sarea absoarbe din apa conținută de pește. Știți că peștele are un conținut mare de apă. Iar în combinație cu zahărul, îl conservă și îl caramelizează. Uitați-vă cât este de tare! Este la fel de tare ca cel din comerț. În momentul acesta îl puteți lăsa așa, împachetat cu ierburi dacă doriți. Putem face și chestia asta dacă vreți. Sau se pune la afumat. Se spală, ca să dăm la o parte tot ce este, subiect de apă rece, se lasă la vânt ca să se usuce și apoi se pune la afumat. Uitați-vă câtă apă a scos această sare din pește. În felul acesta, repet, se poate face orice fel de pește gras, fileu, dar aveți grijă să scoateți din el oasele. Acum urmează spălarea la jet de apă rece, pus la vânt ca să se usuce și apoi merge la fum.
Așa arată somonul nostru afumat. După ce a stat la afumat 5 ore la fum cald. Apoi am stins focul și a stat peste noapte aici, ca să se răcorească. Îl vedeți cum arată. Îl vom scoate acum să-l tăiem, să vedeți cât de frumos se feliază, la fel de frumos ca cel cumpărat. Important este ca acest somon să se lase cu tot cu piele, pentru că în felul acesta se poate felia mult mai ușor. O să vedeți. Deci, doi români fac preparate și afumături în Italia. Vedeți? Lângă măslin suntem. Să vedeți cât de ușor se feliază cu un cuțit foarte bine ascuțit. Este bine să aveți pielea lăsată la pește ca să puteți felia. Ia uitați ce bine se feliază. Se pot tăia niște felii extraordinar de fine, minunate ca să faceți niște sandvișuri sau o salată, bruschete, ce doriți. Uitați ce felii fine se pot tăia.